partea celor de la FCSB. Și domnul Tăriceanu, dacă nu mă înșel. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. După cum puteți vedea, suntem pe Arena Națională la meciul dintre Rapid și FCSB, dar până acum nu am avut cameră. Filmam cu telefonul pentru că SD-ul meu era dispărut. A fost o întreagă aventură și haideți să ne întoarcem puțin în timp pentru a vedea cum am ajuns aici. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog. Calitatea acestui vlog va fi puțin mai proastă pentru că ne-am luat camera, dar din păcate nu am luat și SD-ul la ea, nu avem card. Nu știu ce voi face, dar probabil voi filma cu telefonul. Nici la palierele nu le pot conecta la telefon. Am intrat și aici înăuntru, la zona VIP. Prima oară când văd bufetul de la Arena Națională plin, dar și tricourile, o mică istorie a Rapidului. Fanshop-ul din Giulești a fost mutat pe Arena Națională. Intrăm și pe teren cu doar jumătate de oră până la începerea partidei. Galeria Rapidului și ea FCSB-ului. Drumul vostru se oprește aici. Mesajul afișat. Celor de la FCSB Bugs Bunny apăsând pe niște detonabile. Drumul vostru se oprește aici. Daniel Nicolae și Victor Angelescu, acționar la Rapid, și Dan Șucu lângă el.
Crasnicii, ce ratare! De CSB-ul pe contraatac, șut direct în brațele lui Ioani. Pe lângă poartă, incredibil, ce ocazie pentru Rapid. Jucătorul Rapidului se pare că are nevoie de intervenția medicilor. Este posibil să fie penalti. Rapidiști în picioare, fericiți că s-ar putea ca echipa lor să primească penalti. Și nu cred că este penalti. Nu, nu este penalti. Și este gol! 1-0 pentru Rapid. Tot stadionul atmosfera incredibilă aici, păcat că mi-am uitat în stream și când filmez pe telefonul. Încercăm să facem rost de un card SD, dacă nu, asta este, mai am 37% baterie. Minutul 39. Și se termină prima repriză. Majoretele Rapidului la mijlocul terenului, în spatele lor văd niște copii care cred că vor face o minute dacă nu o fac deja. O activare de la sponsorii Rapidului și probabil Football Challenge. S-a terminat concursul, un tricou de 1000 de lei, mare câștigător. Am văzut că a fost în portarea mea, nu trebuia să dai gol în diversele zone. Vedem, încă n-am găsit un SD card, avem 34% puțin aproape. Jucătorii revin pe teren. A început și cea de-a doua repriză și coreografia FCSB-ului coboară chiar acum. Și cea de-a doua coreografie a lui FCSB. Spiritul miște doar prin noi, dar fondul sonor este dominat de galeria Rapidului. 2-0 pentru Rapid. Rahmani marchează, nu a prins golul, dar avem SD. Avem SD. Nebunie. Abia aștept să trec și eu pe camera asta. 2-0. Salvarea mea, domnul Dani Grecu, prima oară când îl văd. L-am văzut, i-am cerut un SD pentru cameră și mi-a oferit. Îi mulțumesc foarte mult pe calea aceasta. Practic, dacă nu era el, nu puteam avea calitatea asta. 2-0 pentru Rapid în momentul de față. Altă ocazie gigantică pentru Rapid. O scoate foarte bine. Shoot! Atmosferă incendiară aici.
intra și Djokovic, din câte vedem, fostul jucător al lui FCSB Crețu. Coman. Coman încearcă acolo o centrare direct în peluză. Acum Luis Felipe, centrare, se cere faul, dar nu este acordat. Rapid pe contraatac, singur cu portarul, șut! 3-0! 3-0! Recital la Rapidului pe Arena Națională. Incredibil! Ce meci! Ce meci pentru Rapid! Și este gol! Celebrul cântec al Rapidului la 3-0, cred și eu. Incredibil, ce seară. Iese Papo și intră Petrila. Este gol! 4-0 pentru Rapid. Incredibil așa ceva. Uitați-l pe Victor Ancelescu după recitalul Rapidului, domnul Șucu, undmea fericirii, și domnul Tăricianu, dacă nu mă înșel, incredibil. După un asemenea meci și eu aș fi fericit dacă aș fi domnul Șucu. Incredibil ce s-a întâmplat, 4-0, 4-0 pentru Rapid în meciul cu FCSB. Nu știu dacă Rapidul va lua campionatul, dar pe FCSB a umilit-o în seara aceasta, sincer să fiu. Pe lângă câștigarea trofeelor ca meciuri în campionat sau cupă, cred că acesta este visul oricălui rapidist și acum toată Arena Națională strigă: ale Rapidale! Ale Rapidale! Ale! Periculos al lui Rapid. Rahma. Oh! Și se termină meciul, 4-0 pentru Rapid. Auzi? Luis Felipe de-a dreptul devastat, în timp ce echipa Rapidului sărbătorește cu peluza și cu stadionul, de fapt. Acum se îndreaptă și rapidiștii spre
vestiare. Ai, Oani, în culmea fericirii. Și moment emoționat, Rahmani cu mama lui și sora sa. Djokovic scoate doar capul din tunel. Petrila și Săpunaru. Bergodi vine și salută fanii. Și Rahmani se bucură cu fanii. Îi face poză cu fiecare fan. Și Krasniqi face poză cu fanii, unul dintre marcatorii din această seară. Și Borza vine și oferă tricoul. Cred că este o tradiție ca doar marcatorii să vină să facă poze cu fanii. A venit Krasniqi, a venit Rahmani. Cam acesta a fost și vlogul de pe Arena Națională, meciul dintre Rapid și FCSB, un recital al Rapidului 4-0 cu prima clasată din campionat și unii o vedeau deja câștigătoarea titlului. Sper că v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, subscribe, comment, follow pe Instagram. Eu am fost Cerbanski, v-am pupat, pa, pa!